Cuantumul burselor pentru studenții din ciclul universitar de doctorat a fost modificat de Ministerul Educației Naționale și va fi valabil de la începutul semestrului 2 al acestui an universitar, odată cu intrarea în vigoare a noului regulament cadru privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social. Astfel, doctoranzii din anul 1 de studiu vor primi o bursă de 1450 de lei pe lună, iar bursa pentru doctoranzii din anul 2 și anul 3 va fi de 1680 de lei pe lună. Vă reamintim că noul regulament cadru de acordare a burselor se referă la criteriile, tipurile de burse și cuantumurile acestora, valabile pentru studenții de la ciclurile universitare de licență și masterat. Astfel, la USV, se vor acorda burse pentru stimularea performanței, burse sociale, burse sociale ocazionale, bursa de excelență Ștefan cel Mare, burse speciale de performanță, burse pentru stagii universitare și postuniversitare, precum și alte tipuri de burse speciale sau forme de sprijin financiar.